E mai bine să vorbești puțin decât să vorbești prea mult. Cine se uită la stele, încălțările lui sunt uzate. Cine înțelege să tacă, înțelege totul. Ochiul râde, inima plânge. Cine plânge înaintea celorlalți, râde în urma lor. Nu puteți să vă întoarceți spatele la oameni și să vă așteptați să vă vadă din față. Este mai bine să fii singur decât în compania celor răi. Tot ceea ce creează oamenii, oamenii pot să-l distrugă. Cine știe să asculte, învață multe. Nimic nu este mai puternic decât adevărul și nimic nu este mai slab decât minciuna. Cine se întinde prea mult, se rupe în două. Un bun început este jumătate din lucru încheiat. Fiecare pas contează în drumul spre succes. Cine vrea să meargă departe, merge cu pași mici. Chiar dacă este întuneric afară, lumina din inima ta poate lumina calea. Este mai bine să dai decât să primești. Nu puteți să schimbați trecutul, dar puteți să influențați viitorul. Fiecare pas pe care îl faci te apropie de ținta ta. Dacă vrei să ajungi departe, mergi încet și cu siguranță. Cine are un prieten, are o comoară. Sufletul bun în orice parte se află, acasă se simte. Nu poți să înțelegi totul prin minte, uneori trebuie să te bazezi pe inima ta. Încrederea în sine este cheia succesului. Nu te încrede în tot ce auzi, verifică de două ori. Fiecare pas are o semnificație, fiecare cuvânt are o greutate. Nu te întrista pentru greșelile din trecut, învață din ele și mergi mai departe. Nu poți avea totul în același timp, alege cu înțelepciune. Fiecare cu părerea lui, dar adevărul rămâne același. Nu te compara cu alții, fiecare are drumul lui. Gura femeii nu este niciodată plină. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.